Cu imaginea unui om fără picioare, țintuit într-un cărucior din lemn, un cerșetor din Târgu Neamț a reușit să câștige bani frumoși de la trecători. Numai că atunci când a trecut pe lângă el un polițist comunitar, s-a cam terminat cu afacerea. Cerșetorul era perfect sănătos. De ce handicap aveți dumneavoastră? Sunt boala cu plămâni. Nu boala de plămâni l-ar fi țintuit în cărucior, însă cu așa imagine, bărbatul reușea să stârnească mai ușor mila trecătorilor. Le-a povestit polițiștilor comunitari că au fost zile când a câștigat și 200 de lei. Păi dacă n-am casă, n-am masă, am patru copii, cu ce să trăiesc și da, ce să dau sub plămâni? Nu a reușit să impresioneze și pe polițiștii comunitari. Vă rugăm să vă ridicați în picioare și să arătați cetățenilor că dumneavoastră sunteți apt de muncă. Da. Perfect sănătos. Ca el mai sunt și alții. Acesta a fost identificat, condus la sediul poliției comunitare, unde a fost sancționat cu contravenție în valoare de 200 de lei. Tânărul a venit la Târgu Neamț tocmai din Dorohoi. Acolo oamenii îl cunoșteau, așa că a fost nevoie să-și încerce norocul și în altă parte. Probabil acum se va reorienta. Așa că gândiți-vă bine când scoateți bani din buzunar.